Bună ziua, sunt Corina Topa, urmărit Secretele Sănătății. Invitata mea de astăzi este doamna dr. Mariana Stan, medic homeopat, pediatru și medicină generală. Bună ziua, bine ați venit la Secretele Sănătății. Bună ziua, bine v-am găsit. În primul rând, ce este homeopatia și cum acționează aceasta asupra organismului uman? Homeopatia este o metodă terapeutică de tratament și care are ca mod de abordare foarte important abordarea pacientului ca un întreg, adică tratând trup, minte și suflet, ca un întreg. Organismul nostru nu poate fi tratat pe bucățele pentru că el are legătură cu toate organele și sistemele. Am înțeles. Când a apărut homeopatia? Ea este o metodă în general, veche, dar și în țara noastră. Este o metodă veche de peste 200 de ani. Hipocrat, cel care a fost părintele medicinei, a dat startul și a inițiat această metodă de tratament, dar cel care a consacrat această metodă a fost Samuel Hahnemann, care a studiat-o îndeaproape și noi îl considerăm părintele homeopatiei. Doamna doctor, de cât timp practicați homeopatia? Practic homeopatia de peste 20 de ani, de când am terminat facultatea, după anul de stagiatură, am avut fericitul noroc să mă întâlnesc cu această minunată terapie. V-a sugerat cineva sau de unde e interesul pentru această ramură a medicinei, nu? Putem să-i spunem așa, pentru este că se studiază... Este ramura medicinei, clar că este practicată se studiază doar la facultatea de, medici, de medicină, da, nu? Sigur că da, și este, specializarea este organizată de Centrul de Perfecționare al Medicilor și Farmaciștilor. Deci, clar, și de este unde această pasiune, această înclinație? Pasiunea a venit întâmplător, fiind destul de bolnavă, încercând tratamente alopate nenumărate, fără succes. A fost o șansă pentru mine să mă tratez, să mă vindec și să-mi pun întrebări de ce așa. Și uite, au trecut 20 și ceva de ani și am ajuns aici. Doamna doctor, unii oameni nu au încredere în această ramură a medicinei, iar alții, dimpotrivă, sunt mai deschiși. Cum convingeți un pacient de avantajele homeopatiei, de cum funcționează și că poate fi benefică organismului? Noi nu trebuie să convingem pe nimeni ca homeopați. Noi suntem medici, lucrăm cu pacienți, suntem medici care au și specialitate alopată, eu chiar am două, de medicină de familie și de pediatrie. Această specialitate, homeopatia, a venit ca o completare a ceea ce eu am învățat. Nu trebuie să convingem pe nimeni. Oamenii vin și caută un medic homeopat după ce au încercat tot ce se poate alopat și nu au rezultate de multe ori. Sunt și oameni care citesc și vin mai curând și vor un tratament mai natural, mai sănătos, mai fără reacții adverse și de ce nu foarte ieftin. Și atunci ei vin singuri la homeopatie. Noi homeopații nu prea ne facem reclamă. Oamenii, de exemplu, în cazul meu, au venit din gură în gură. S-a vindecat o persoană, s-a simțit bine, a spus la altă persoană, cealaltă persoană a trimis altă persoană și tot așa. Deci dacă sunt rezultate, noi nu trebuie să facem reclamă la nimic. Deci nu au reacții adverse, sunt mai naturale. Asta era și următoarea mea întrebare. Prin ce se diferă medicina homeopată de medicina alopată, adică de pastilele, de produsele sintetice din farmacie? Medicina homeopată tratează organismul ca un întreg și stimulează organismul ca el, prin forțele lui proprii, să treacă rapid prin toate fazele bolii și să se echilibreze. Vorbiți-ne puțin despre conținutul produselor homeopate, dacă se poate, ca formă de prezentare, cred că vă referiți. Sigur. Ele sunt prezentate sub formă de granule, de siropele, de soluții, de creme, de ovule, exact ca și medicația alopată. Cel mai frecvent întâlnim granulele, clar. Se administrează și copiilor, știu. Se administrează și copiilor și femeilor gravide și tuturor persoanelor. Nu are limită de vârstă, vârsta. Nu? Nu de are limită sex, de nu vârstă, are alte... numai că e clar, un copil are reactivitate foarte rapidă și foarte bună la un tratament homeopat față de o persoană mai în vârstă, să spun, care mai are și o patologie în spate, care s-a tratat foarte mult alopat. Este clar. Asta nu înseamnă că homeopatia nu funcționează sau că nu poate fi atașate lângă un tratament alopat. Ține și de imunitatea persoanei respective care se tratează cu ține mai mult acestea? De vitalitatea persoanei respective. E clar că un copil este mai tonic, are vitalitate, imunitate mai bună. O persoană mai în vârstă este mai deprimată, este mai cu nu probleme are forța și nu are unui forța copil acea exact. Energie. Dar asta nu înseamnă că tratamentul homeopat nu se poate prescrie și la copil și la vârstnic și la femeie gravidă sau la
toate categoriile de vârstă. Vă întreb pentru că nu știu, dacă nu există o substanță anume în aceste granule, cum pot exista remedii? Homeopatia este o medicină informațională. La baza ei stau principiile fizicii cuantice. Astea sunt lucruri care s-au dovedit. Sunt foarte multe lucrări științifice, sunt foarte multe provinguri făcute, sunt foarte multe dovezi în acest sens, mai ales privind rezultatele foarte benefice ale homeopatiei. Informația energetică a acelei substanțe este impregnată pe acele globule de lactoză și în felul acesta reușim să administrăm acel medicament homeopat. Deci este, de fapt, vorba despre o medicină informațională, de o medicină energetică. Trebuie să ai ceva cunoștințe ca să poți să înțelegi mecanismul și ce spuneați dumneavoastră la început, că sunt persoane care nu prea au încredere și își dau cu părerea, își dau cu părerea degeaba. Când nu știi, nu vorbești. Punct. Dacă vrei să afli, vină la un homeopat să-ți dovedească. Da, dar tot cineva spunea că și zahărul, de exemplu, în ceai nu se vede, dar el este acolo, există, ca păi, și mierea, și atunci, nu? Tot ce ne înconjoară ca și este Dumnezeu, energie. Nu se vede, dar este există, energie, nu? Puterea gândului, puterea cuvântului, nu este informație energetică. Așa e și cu homeopatia. Ce nu se înțelege? Doamna doctor, cum este văzută homeopatia în Europa? Știu că în unele țări, în destule țări civilizate, este văzută foarte bine și mulți pacienți aleg să se trateze cu produsele homeopate. Mai ales copiii. Homeopatia este o metodă de tratament recunoscută de Uniunea Europeană și de OMS. Medicamentul homeopat este medicament, nu este remediu, este medicament. În România, homeopatia este cunoscută de asemenea. Medicii homeopați sunt formați de la Centrul de Perfecționare al Medicilor și Farmaciștilor, deci este medicină. Se vede foarte bine, iar în străinătate, în Europa, în Franța, în Germania, în Anglia, sunt spitale care tratează homeopat. Franța, de exemplu, are niște scheme de tratament pe care sunt pregătite și administrate în spitalele respective, homeopatele prescriindu-se alături de medicația alopată, deci... Știu că în Germania produsul de top antialergic este homeopat. Iar în Anglia, de exemplu, am o prietenă la copii preșcolari, nu se dă antibiotic decât în ultimă fază, când chiar nu mai au. Toate țările nu se dau antibiotice cu atât de multă ușurință, pentru că eu am pacienți care sunt plecați în străinătate și când vin vara în vacanță, se opresc întâi la medic, pentru că copiii lor poate mucesc de 3 luni, 6 luni, poate tușesc de 3 luni, 6 luni și atunci, pentru că au fost la medic și nu li s-au dat antibiotice, vin și recurg la administrarea unui tratament homeopat care este mai blând și mai natural. Am înțeles. Există anumite reguli de administrare a produselor homeopate? Trebuie să facem ceva atunci când le administrăm sau să nu facem? Știu, de exemplu, că nu trebuie atinse cu mâna, nu? Dacă ne referim la soluții și la globule, nu trebuie să le atingem cu mâna, pentru că mâna noastră e încărcată energetic și acele globule au și ele informație. Granulele acelea micuțe, da? Da, și ce este foarte important este faptul că ele se administrează într-o gură, într-o cavitate bucală curată, pentru că ele se absorb sub limbă. Și atunci trebuie să avem gura curată, adică să nu ne spălăm pe dinți, să nu fumăm, să nu mâncăm doar apă, avem voie să bem cu jumătate de oră înainte și după administrarea homeopatelor. Deci când se administrează ele? Înainte de masă? Când vrem, cu jumătate înainte, de oră? Ori după, dar cu jumătate de oră înainte și după administrare, gurița trebuie să fie curată. Să, deci nu, să nu mai bem, să nu apă. Mai mâncăm. La copiii mici putem să le dizolvăm în apă. Atât. Nu în ceai, și nu în și cum le administrăm? Direct din căpăcel sau cum? Direct din căpăcel, prin rotire. Sunt mai multe forme de prezentare. Dacă sunt picături, să pun în puțină apă, că sunt ușurel alcoolizate, sunt căi de administrare ușoare. Copiii le iau cu plăcere. Spuneați dumneavoastră că sunt medicamente. Înseamnă că sunt însoțite și de un prospect? Ele nu sunt însoțite de un prospect, pentru că tratamentul este personalizat, pentru că ce iau eu nu iei și tu pentru aceeași boală. Și în cazul ăsta nu avem cum să avem un prospect alături de medicamentele homeopate unitare. Prospecte au acele medicamente despre care spuneați dumneavoastră, alea care sunt cu specific pentru alergii, pentru o infecție în gât, pentru o dereglare hormonală. Sunt o grupare de mai multe homeopate care merg cu țintă directă spre un organ sau spre o patologie și în cazul acela avem prospecte, într-adevăr. Dar un tratament corect este un tratament individualizat cu persoana din fața ta, cu problemele lui, cu antecedentele lui, cu patologia lui, cu personalitatea lui. Așa se alege un tratament homeopat. Doamna doctor, auzisem, cred că în urmă cu aproximativ
3-4 ani, dacă nu mă înșel, despre o lege care se vroia a fi dată împotriva homeopatiei. Păi depinde cine ce interes avea. Ce... Nu știu, spuneți-mi dacă s-a mai dat acea lege sau nu. Cum să se dea acea întrebare când... Acea lege? Acea lege, pardon, când pacienții care se tratează homeopat de ani de zile au venit cu argumente, cu medici, au venit cu lucrări științifice și cu dovezi, când homeopatia e recunoscută în întreaga lume, ce lege să se dea, că ce? Și se predă la facultatea se de medicină, la facultatea adică de medicină, iar eu sunt lector și formăm medici pe o perioadă de 2 ani cu competență în homeopatie, alături de facultatea de medicină de la Iași, alături de un centru de dezvoltare a homeopatiei din Franța și alături de Asociația Română de Homeopatie Clinică din România. Este medicină. Ce lege să dai împotriva unei metode terapeutice? Dacă ne referim la pacienții, doamna doctor, care sunt mai deschiși către această ramură a medicinei? Tinerii sau cei vârstnici? Toată lumea este deschisă. Toată lumea. Tinerii, pentru că părinții lor, cel puțin în cazul meu, mulți s-au tratat homeopat și au făcut copii și au venit cu copii și copiii vin cu copiilor. Este așa din generație în generație. Este un fel de medicină de familie, de fapt. Dar și bătrânii, o să râdeți, am fost cu inima așa cât un purice când a venit bătrânei la cabinet de pe nu știu ce sate, că au zis RI că e un doctor care i-ar vindeca și am zis în sinea mea, sunt sigură că nu o să urmeze tratamentul pentru că sunt bătrân, pentru că nu o să știe să umble cu medicamentele astea, dar o să râdeți, am avut niște surprize spectaculoase, au respectat întocmai tratamentul, deci nu există vârstă. Dar toată ce boală poate fi tratată cu ajutorul acestora? Poate fi tratată orice boală? Toate sau bolile se pot trata homeopat. E clar, nu este o metodă infailibilă, dar dacă se avem ține un tratament, de anumite reguli? Dacă avem un tratament alopat, putem să venim ca complementar cu un tratament homeopat. Nu e niciun fel de probleme. Deci tratamentul homeopat cu alopat se poate administra împreună. Și de-aia spun că în toate bolile se poate interveni și homeopat. Sunt și situații când dăm numai homeopat. Depinde de patologie. Coronavirusul, noul virus, se poate trata cu homeopate? Dacă noi am tratat gripa și virozele homeopat atâția ani, v-am spus, se poate asocia tratament homeopat în toate patologiile, nu? Asta este problema. Multe persoane în această perioadă sunt stresate, sunt anxioase, sunt mai, tot mai agitate din cauza restricțiilor, din cauza virusului, stresul, atacurile de panică, depresia, pot fi tratate cu homeopate? Se tratează cu succes. Spuneți-ne mai multe, vă rog. Se iau un singur produs sau mai multe combinate? Sau... Pentru frica de coronavirus și frica de pandemie aceasta sunt o grupare de medicamente care se indică foarte frecvent și cu foarte mare succes, într-adevăr. Da. Sunt medicamente homeopate pentru atacurile de panică, sunt medicamente homeopate pentru problemele care apar la pubertate, pentru decepțiile care apar în viața unui om, pentru pierderile din viața unui om. Sunt medicamente pentru toate situațiile. Care este cea mai mare suferință pe care medicii de specialitate o consideră ca fiind cel mai greu de tratat? Pierderea, nu știu, unei persoane dragi, a locului de muncă, a unei decepții în depinde, dragoste, a unui șoc, nu știu, emoțional de orice depinde altă natură? Depinde cât de importantă e suferința pentru pacientul din fața ta. Doar medicul care te consultă stabilește ce are de făcut, care este prioritatea. Deci, ați avut în această perioadă mai mulți pacienți, eu știu, mai anxioși, mai depresivi, mai panicați din cauza stării generale care este în toată lumea? Dar s-au reechilibrat, sigur, sigur. Și copiii au patologie acum, așa, adolescenții. Da? Cum se manifestă simptomele la aceștia? Au stat închiși în casă, sunt triști, n-au avut posibilitatea să se întâlnească, să socializeze, să comunice. Vă dați seama că sunt o grămadă probleme. Copiii mici la fel, trauma asta... Apariția cu masca, dorința de a umbla liber, de a comunica, dar sunt multe probleme care apar, bineînțeles. Este o cauză anume, un factor declanșator care duce la această stare de, cum să-i spunem, de depresie, de clacare? Sunt de... foarte multe cauze. Dar socialul are o foarte mare importanță acum, în momentul ăsta, dar sunt foarte multe probleme. Mulți oameni poate n-au reușit în ce și-au propus, poate se simt neîmpliniți, poate nu se simt iubiți, poate sunt dezamăgiți, poate au un loc de muncă tensionat. În toate aceste situații se poate interveni. Și depresia aceasta are mai multe forme, mai multe etape? Sau știu că prima etapă este anxietatea, nu? Sau... Da! Și dacă nu o tratezi, evoluează.
Și asta a doua etapă care este depresia propriu-zisă sau propriu-zisă, mulți descurajarea, dezamăgirea, nu știu. Merg la medicul specialist, psihiatru de cele mai multe ori. Dar sunt sau și prima dată la psiholog, nu? Sau la psihoterapeut. Acum depinde de educația fiecăruia, de cât își permite, că știți că și un tratament la psiholog. Nu, vă întreb ce recomandați dumneavoastră, care ar fi pașii pe care îi recomandați dumneavoastră? Păi eu recomand dacă îmi vine în cabinet și îmi cere părerea, dacă nu, nu o să recomand nimic, vă dați seama. Cine s-a tratat ani de zile homeopat? Eu știu ce am de făcut, cunosc persoana, știu care sunt sensibilitățile, știu care sunt problemele din familia respectivă, știu tot ce trebuie să știu despre un pacient și atunci eu pot să fac o abordare din punctul meu de vedere. Dar este dacă, de exemplu, depresia și anxietatea și toată starea aceasta de agitație, de stres generată de virus, de toată nebunia asta generală, se poate interveni homeopat, dacă se tratează cu homeopate, mai este nevoie ca pacientul respectiv să mai meargă și la un psihoterapeut sau psiholog? Este ideal sau să facem echipă, de ce să nu meargă? Poate să meargă și la psiholog și deci și să le combine homeopatele cu... Da, de ce să nu? Este loc? Să facem echipă. Eu lucrez cu mulți colegi de-ai mei în echipă. Și cu ginecolog, și cu endocrinolog, și cu psiholog. E un rezultat excepțional. Dar dacă pacientul ia doar homeopate, își fac acestea efecte? Depinde de patologie. Este la debut, este ceva mai cronic. Oricum, după prima... Cum vă dați seama? După prima interacțiune cu pacientul, tu îți dai seama dacă poți, e de tine, cât poți, ce limite ai. Dacă nu mă simt în stare să gestionez eu cu ce știu, vă dați seama că sugerez să meargă și la un specialist. Cum vă dați seama de un pacient? Dar îți dai seama din experiență, de peste 25 de ani. Nu știu, sunt anumite simptome, îți dai seama anumite gesturi, nu știu, își freacă palmele, transpiră palmele, are transpirații rece, o stare de neliniște, asta ține de, evită răspunsurile, nu știu. Asta ține de anamneza pe care o faci tu cu pacientul ca homeopat, pentru că vă spuneam că tratamentul homeopat este personalizat. Și atunci tu întrebi ce fel de personalitate e, dacă transpiră, ce mănâncă, ce preferințe alimentare are, cum reacționează la stres, cum doarme, cum sunt condițiile de muncă, plus antecedente din familie. Ce boli au fost în familie, ne interesează foarte tare. Ce patologie a avut pacientul până la momentul în care a ajuns la mine. Și din toate aceste discuții trage concluzie. Și atunci vezi pe unde te afli. Marele avantaj al homeopatiei este faptul că poți să prevezi puțin în viitor ce urmează. Dacă ție îți vine un pacient care vine dintr-o familie unde a existat o anumită patologie, cancere, diabet, TBC, să zic, pe exemplu, tu știi ce predispoziție are pacientul acela și ce poate să facă în viitor dacă nu iei măsuri. Și atunci tu, ca homeopat, începi să-l echilibrești și să previi patologia care o are moștenită din familie. Și asta este un mare câștig. Așa este, mai bine să prevenim decât să tratăm, decât să tratez, așa spun și eu mereu telespectatorilor care ne privesc. Din experiență îți dai seama de multe lucruri. De foarte multe lucruri, de gesturile pacientului, de mimica pacientului, de modul în care el așteaptă în hol să-ți intre la consultație. Dacă vine copilul cu părinții, vezi relația copil-părinți. Înțelegi foarte multe, numai din gesturi, nu trebuie prea multe întrebări. Plus că sunt medicamente cu un anumit specific. Dacă vine cu o anumită patologie pe fizic, tu, un sens invers, îți dai seama și de mentalul emoționalul pacientului. Toate adică, sunt într-o legătură. Mai exact, mai pe larg? Sunt multe detalii care nu știu cât poate să le înțeleagă cineva atunci când le... Sunt persoane așa, care sunt introvertite. Sunt, să dau exemplu adolescenților care sunt rebeli la 15, 16 ani, 17 până în 18 ani, mai ales fetele. Și vin sunt cu patologie, cu acnee, vin cu părul gras, vin cu o dermatită. Și asta ce înseamnă? Că pe sunt introvertiți? Că sunt rebeli, că sunt neînțeleși, că sunt introvertiți, că suferă, că au conflict în familie. Înțelegi foarte multe lucruri. Da, numai nu dacă asta. Îi vezi. Și cei extrovertiți, după ce semne sunt se cunosc? Sunt unii extrovertiți care, dar ca o mască, râd, totul e ok, dar în realitate, în sufletul lor, lucrurile nu sunt așa. Ei se dau viteji. Întâlnești tot felul de persoane. Dar și vă dați seama așa de la o primă vedere? Îți dai seama vedere? Din experiență și din ce de ai exemplu, învățat. Despre mine puteți să spuneți dacă sunt introvertită sau extrovertită sau la da, mijloc? Sunteți o persoană comunicativă, informată, studioasă. Nu la nivel profesional, așa, ca persoană. Păi ca persoană, dincolo de, o interesată de ceea ce faceți și cu tendința spre perfecționism. Da, sunt perfecționistă, foarte nu? Foarte bine. Sunt, da. Da. E un lucru rău sau e bun? E un lucru foarte bun. Vă spun asta, eu nu v-am cunoscut prea mult, dar mi-ați arătat notițele și cum ați abordat această emisiune și punct de acolo și am de la înțeles capăt. Multe lucruri. Să înțelege, adică capeți o experiență și simți omul. Nu dar de multe ori
e prea solicitant, nu? E pentru un consum mare de energie, nu? Pentru, atunci când ești pentru mine, ca nu, medic? Nu, zic pentru mine ca persoană perfecționistă, nu? Sau păi cei da, care pentru sunt... că sunteți foarte agitată și tot timpul vreți să dețineți controlul și aveți un plan în cap și vreți să vă țineți de el și asta consumă energie. Asta e. Am înțeles. Da. Cum acționează aceste remedii despre care spuneați dumneavoastră că le recomandați pacienților dumneavoastră? Homeopatele noastre stimulează organismul de și asupra psihicului, dar și asupra spiritului. Păi reechilibrează. Merge, informația energetică merge la nivel de celulă, acolo dă impulsul, clicul, informația, organismul se resetează și se reechilibrează. Cam ăsta e în principiu un mare, cu termeni care să înțeleagă toată lumea. Nu intrăm acum în detalii de fizică sigur, cuantică, că n-are rost. Da. Pot crea dependență aceste medicamente, nu? Pentru că ați spus că sunt dependență medicamente. Dependență de medic, da, că te face bine odată și vrei să dependența să de bine, de starea de bine, da. Nu? Da. Homeopatele îți dă o stare generală de bine, îți dă optimism, îți dă voieșie, îți dă bucuria de a trăi, redescoperi multe despre tine după ce te-ai echilibrat și îți redescoperi și calea în viață și ce ai de făcut și ce decizii trebuie să iei. Se întâmplă foarte multe lucruri după un tratament homeopatic. Doamna doctor, dar o boală până să se manifeste propriu zis, dă unele semne înainte pe păi corpul... Păi vă dați seama, întâi mentalul emoționalul este cel care este dezechilibrat și atunci când tu n-ai luat măsuri și n-ai făcut nimic pentru asta, boala merge la nivel fizic. Da? Și atunci este se localizează o anumită undeva. Perioadă de timp, de câteva luni, ani sau depinde de depinde la pacient de la pacient? Depinde de la pacient la pacient. Cum gestionează trăirile pe care le are. Sunt pacienți care spun în față ce au de spus, cum sunt eu de exemplu, eu pot să stau supărată pe cineva. Eu spun ce am de spus în față și mi-a rezolvat problemele. Și sunt persoane care nu spun să nu supere, care nu spun de frică să nu se certe, care nu spun să nu agreseze, care lasă de la mine să fie bine cu lui ăla, lui ăla, lui ăla. Persoanele astea se vor îmbolnăvi clar. Și fac patologie, pot să facă și cancere, pot să facă tumori, noduli, pot să facă multă patologie. Am înțeles. Presupun că pacientul nu trebuie să ia aceste medicamente, nu? După ureche, să spun așa, îi trebuie caz. O recomandare de la un medic, nu din auzite că a luat vecina sau mama sau sora sau clar. Altă rudă, nu? Pentru că ele chiar dacă nu au ele sunt reacții medicamente. Adverse... Ele sunt medicamente, ele pot să facă și rău dacă tu abuzezi și ei aiurea în tramvai. Pentru că astăzi și dumneavoastră se dă o rețetă personificată, nu? În funcție normal, de normal, fiecare de pacient și de nevoile fiecăruia. E clar că sunt medicamente și ca orice în lumea asta, ce e mult strică, ce e puțin ajunge. Știți? Acea stare de echilibru trebuie să o găsească doar medicul, care el știe ce are de făcut. Medicul homeopat. Sunt și medici care au niște noțiuni de homeopatie și care prescriu pe bucățele mici, nu fac rău, fac foarte bine și ei. Scriu la nivel de patologie, la nivel de organ, țintit așa, au învățat câteva chestii și nu este un lucru rău. Dar când ai un caz mai complex, e bine să mergi la un medic cu experiență, pentru că homeopatia este exact ca orice altă specializare. Doamna doctor, ce trebuie să facem pentru a evita să ne îmbolnăvim ca o concluzie a emisiunii, pentru că timpul s-a scurs foarte repede? Ce măsuri de prevenție să ne luăm pentru a ne păstra sănătatea cât de cât în condiții... optime. Să mergem din timp la medic atunci când vedem că ceva este în regulă, să încercăm să abordăm un stil de viață sănătos, să stăm în soare, să ne bată vântul, să mergem la plimbare, să facem un sport, să mâncăm sănătos și să ne tratăm cât mai natural. Vă mulțumesc din suflet pentru că ați venit la Secretele Sănătății. Vă mai aștept și cu altă ocazie în platou să mai dezbatem și alte subiecte mai pe larg, pentru că sună destul de interesant, deși este un subiect care ridică unele controverse. Nu ne interesează controversele, ce funcționează, funcționează și punct. Controversele nu fac decât să atragă mai multă lume și lumea să-și pună mai multe întrebări și în felul acesta dumneavoastră ne chemați pe noi ca să vă lămurim. E cea mai simplă cale. Și fiecare este liber să aleagă, nu, cu ce se tratează și unde și în ce fel. Fiecare decide când este foarte bine informat, nu? Noi doar informăm, nu impunem nimănui nimic, nu-i așa? Bineînțeles, fiecare e liber să-și aleagă cu ce să trateze, la cine să se trateze, este bine să se informeze, la ce medic și experiență sau afle părerile de la alți pacienți, nu vii așa oricum. Să știi că este singur medic, are niște calități, normal. Trebuie sigur. Să știm să alegem.
Vă mulțumesc încă o dată. Secretele Sănătății a ajuns la final. De asemenea, îi mulțumesc Andreei Țigău pentru machiajul meu de astăzi. Pe Andreea o găsiți pe pagina de Facebook Andreea Țigău sau pe pagina de Instagram andreatigau.mua. De asemenea, îi mulțumesc lui Cristian Brașoveanu de la salonul de înfrumusețare Vanilla Hair Studio din Constanța. Eu sunt Corina Topa, pe mine mă găsiți pe singura pagină de Instagram Corina Topa 29 sau pe pagina de Facebook Corina Topa. Vă mulțumesc pentru atenție. Până săptămâna viitoare, aveți grijă de sănătatea voastră. Pe curând!